Hei, grădinare, zambeluțele mele mă bucură. Chiar și acest pomișor gălbior, una vrea să înflorească aici, altele aici, a ieșit două dintr-un singur bulb, aici alta și aici una albă. Alta din coace. Frumos, ce frumos miros. Una din coace. Stai că am văzut ceva. Asta de aici este un amaryllis aernat afară. Încă una trebuie să iasă. Aici iar altă culoare diferită. Mai am una aici. Și încă una aici. Așa, o plumerie frumoasă și asta. Mușcata se mai gândește să cum să iasă. Mai avem aici un bănuț. Dar vine și frate-sul. Alta, deja vrea să facă flori. A iernat afară și face flori acum. Și astea aici. Ia să dăm astea. Și astea vreau să facă flori. Bun. Aha, ce mai văzut? Un crin. Uite-l. Frumos și ăsta. Simte că vine primăvara. Altă cutiuță la lele. La lele am o mușcată care... Uite-o acolo. A început să-i dea frunzulițele. Iar astea micuțe cu frunze subțiri sunt cum le spune, narcise, nu narcise. Crocus de cameră. Crocus. Adică brânduși. Da. Am găsit cuvântul. Ok. Aici alte două zambile. Aha. Și o lalea aici sus. Bun. Asta e iarăși crocus de cameră. Și o mușcată. Astea sunt cele care le-am găsit în parc. Văd că deja înfloresc. Următoarea care a iernat afară, acum înflorește. O altă lalea. Lalele. Aha, o lalea micuță ascunsă, dar care a înflorit. Așa, stătea ascunsă și a înflorit. Bun, am mai văzut aici, da. Zambile. Îmi plac culorile și miros frumos. Aici încă una, mai este una acolo. Și pe aici s-au ascuns unele. Miros deosebit. Și mai avem și pe astea aici. Da, miros, zambilele deosebit. Îmi plac cu miros. Și mai avem aici altă culoare. Asta e tinerică. Avem o surată de aici din coace. Așa că vă doresc la cât mai multe flori frumoase și mirositoare. O seară faină și o zi plăcută.